dragilor, continuăm rețetele de sărbătoare și astăzi vom pregăti niște fursecuri absolut delicioase. Ingredientele sunt simple, le veți găsi în descriere, deci să ne apucăm de treabă. Vom adăuga ouăle într-un bol, mai încăpător, un praf de sare, zahărul și vom mixa 2-3 minute. Adăugăm și romul. Eu am aici o lingură de rom. Este rom adevărat, nu este esență, dar puteți folosi și o esență sau ce aromă doriți voi. Și uleiul. Voi folosi ulei din simpul de struguri, care este foarte aromat la prăjituri și dă o textură mai aparte. Și vom continua să mixăm. În făină am adăugat praful de copt și amestec ușor. Punem o făină în sită. Cernem peste compoziția noastră, adăugăm și cacaua iar acum cu o spatulă vom amesteca bine totul în așa fel încât să încorporăm foarte bine făina. Am omogenizat aluatul. Este destul de consistent, dar în același timp totuși lipicios. Îl vom acoperi cu folie alimentară și va trebui să stea la frigider peste noapte sau cel puțin 4-6 ore. După care putem modela fursecurile noastre. Am scos aluatul de la frigider. Îndepărtăm folia, deci el este suficient de tare ca să-l putem modela și ne ajutăm de o lingură pentru înghețată și vom face fursecurile de mărimea dorită, mai mici sau mai mari. Îl porționa întâi. Iar acum voi modela aluatul sub forma unei bile. După care le vom da prin zahăr pudră. Am modelat fursecurile noastre. Mie mi-au ieșit 34 din această porție de aluat. Dacă le faceți mai mici, și desigur vor fi mai multe, dar mai mari de atât nu v-aș recomanda, deoarece e posibil să nu se coacă suficient de bine și apoi crusta să fie prea tare. Într-o tavă pentru cuptor voi adăuga o cutie de copt. Este curent, în ton de sărbătoare, doar este Crăciunul, nu? Așa. Și fiecare bilă de aluat o vom tăvăli prin zahăr pudră. Urmând a le așeza în tavă. Și fursecurile noastre minunate vor merge la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 20-30 de minute maxim, până constatăm că sunt bine făcute. Și mai minunat.
deodorantele noastre fursecuri sunt gata, foarte aromate și destul de aspectoase, zic eu. Vă recomand cu drag să încercați rețeta. Până data viitoare vă doresc degustare plăcută și ne revedem curând!